Ia uitați-le. Bomboane. Cu caise, cu ciocolată albă, cu ciocolată neagră și cu Bună alune. ziua! Astăzi am venit cu aceste bomboane la voi să vi le arăt, să vedeți cât sunt de frumoase și de gustoase. Bune, bune, bune! Sunt acestea maro. Sunt bomboane cu ciocolată și cu alune. Acestea simple sunt cu ciocolata albă și cu dulceață de caise. Le puteți face și cu caise proaspete. Și să începem cu ingredientele pentru aceste bomboane. Cu alune, eu am pus alune prăjite și măcinate, 150 de grame. Apoi am pus într-o oliță 200 de grame de lapte condensat făcut în casă, după rețeta mea, îl puteți și cumpăra. 10 grame de unt și 100 de grame de ciocolată măruie. Pentru acestea maro, cu alune și cu ciocolată. Pentru acestea, eu am folosit tot așa, separat, într-o uliță. O să punem 85 de grame de dulceață de caise, sau dacă nu, caisele proaspete, o să faceți un piure. Un piure mai gros, eu am preferat să pun dulceață, și 200 de grame de lapte condensat cu 10 grame de unt și 100 de grame de ciocolată albă. Punem totul pe foc și amestecăm până se îngroașă. Ca să vedem consistența, o să scoatem cu lingurița. Și punem deoparte ca să vedem dacă s-a legat. Și dacă este legată și putem face biluțe, atunci este gata și o dăm de pe foc. O acoperim cu folie alimentară și dăm la rece. Și îl lăsăm până a doua zi la rece. Uitați. Și o să avem aceste batonașe. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Acestea sunt bomboanele de ciocolată. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Cu caise și cu ciocolată, cu alune. Și o să avem nevoie de 85 de grame de dulceață de caise, 200 de grame de lapte condensat făcut în casă după rețeta mea, 100 de grame de ciocolată albă și 10 grame de unt. Acum, într-o tigăiță, o să punem untul cu laptele condensat. Cu dulceața de caise. Punem pe foc și amestecăm. Amestecăm până se topește untul. Untul s-a topit.
Acum o să adăugăm și ciocolata albă. Amestecăm. Ciocolata s-a topit și o să amestecăm până se îngroașă puțin. Așa. Amestecăm. Lăsăm la foc potrivit, să nu fie prea mare. Și amestecăm până să avem o consistență mai grosuță. Așa. Acum o să dăm deoparte. Deci am lăsat circa 5 minute pe foc. O să dăm deoparte. Și o să punem compoziția noastră pe o farfurie. Și o să acoperim cu folie alimentară. Pentru bomboanele cu ciocolată și alune, o să avem nevoie de 150 de alune. O să le prăjite și apoi o să le măcinăm. 200 de grame de lapte condensat, 10 grame de unt și 100 de grame de ciocolată amăruie. Acum o să punem totul într-o oliță. O să punem toate ingredientele într-o oliță. Untul, laptele condensat, ciocolata și alunele măcinate, măcinate și prăjite. Punem pe foc și amestecăm. Amestecăm să se topească ciocolata, untul. Amestecăm bine, bine. Amestecăm, amestecăm. Ciocolata este aproape topită. Untul s-a topit. Amestecăm circa 5 minute și apoi o să punem totul pe o farfurie și o să o acoperim cu folie alimentară și o să dăm la rece. O lăsăm să se răcească bine. Așa, a început să fiarbă. Este aproape gata. Iată-ți consistența. Acum o să dăm deoparte. Și o să punem totul într-o farfurie. Punem totul pe o farfurie. Și acoperim cu folie. Așa. Luăm câte o bucățică. Facem biluțe. Iată, să le așezăm aici. Așa. Și le punem așa aici.
cum să umplem formele noastre. Ia uitați. Formele noastre ca să facem aceste ciocolate, aceste bomboane. Așa. O să umplem mai întâi aceasta. O să luăm. O să dau puțin prin amidon. Ia uitați, cu puțin amidon, așa ca să nu se lipească. Așa. Și o așez așa aici. Și fac o mică presiune. Așa. Mai luăm încă una. La fel o dăm puțin prin amidon. Uitați. Și o așezăm aici în formă. Și apăsăm. După ce ați găsit cam cât intră în fiecare, le măsurați, le cântăriți pe fiecare. Așa, acestea o să le umplem așa, cu o compoziție cu alune. Acestea așa, eu aș vrea să le umplu cu, am să împart o biluță din aceasta în două. Așa. Am să așez aici pe fundul și am să fac o mică presiune. Așa. Acum am să iau o bucățică din această compoziție cu caise și am să o așez peste. Așa. Facem o mică presiune și o așezăm aici deasupra. Așa. Și apăsăm. Și cu restul care ne-a rămas, o să punem deasupra. Ia uitați. Așa. Și o să facem o presiune. Ia uitați. Vedeți? Noi o să le dăm la rece. Așa. Și apoi o să le scoatem din forme. Deci, cum am spus, luăm o biluță, cântăriți mai întâi ca să vedeți cât vă intră. Am să dau puțin prin amidon. Am să fac o mică presiune în interior aici. Așa. Ca să apăs bine, așa, iau din compoziția cu caise și am să o pun deasupra. Vedeți? Dacă vi se lipește de degete, vă ajutați cu puțin amidon. Așa. Și restul o să-l punem cu ciocolată, o să-l punem aici deasupra și apăsăm. Dacă este puțin, mai adăugați o bucățică, rupeți o bucățică. Le cântăriți ca să... Așa. Vedeți? Ia uite. Și acum o să punem în aceasta cu floricele. Am să pun mai întâi din aceasta cu caise. O dau prin puțin amidon. Așa. Și am să fac o mică presiune. Așa. Și cu cea cu ciocolată o să o așezăm aici deasupra. Ne ajutăm cu amidonul să nu se lipească. Așa. Și le punem în forme. Eu am optat pentru aceste forme din silicon ca să le fac. Ia uitați, cu floricele. Eu deja am pus în interior și au stat la rece. Și o să le scoatem. Ia uitați. Ia uitați bombonelele.
să scoatem. Hai să scoatem și una din această formă. Încet, încet. Am dat jos. Hop. Ia uitați. Eu le-am dat cu... Le puteți da cu zahăr, zahăr pudră sau cu amidon. Eu le-am dat cu puțin amidon ca să nu se lipească. Ia uitați. Și le așezăm așa aici. După aceea le putem decora. Sau în această formă. Ia uitați ce formă are. Deci rotund. Hexagonal. Cu un pensionaj dăm jos. Așa, și le așezăm aici. Din această formă, ia uitați ce formă de silicon. Eu le-am găsit și mi le-am cumpărat. Mi-au plăcut foarte mult. Ia uitați bombonelele. Acestea sunt cu amândouă gusturi. Se vede? Am pus un strat cu o ciocolată măruie și cu alune, un strat cu caise și un strat cu ciocolată. Și în această formă de silicon am făcut. Ia uitați, să scoatem. Hop. Aici am făcut un strat cu caise și un strat cu ciocolată. Așa. O să scoatem din forme. Trebuie să scoatem pe toate. Ia uitați. Și le așezăm aici. Ia uitați. Așa. Sau din aceste forme, ia uitați, de silicon, eu le-am pus. Acestea au trei straturi, două cu ciocolată și cu alune și unul cu caise în interior. Ia uitați. Așa. Le așezăm așa aici. Și acum le putem decora. Eu aici mi-am tăiat din fondant, fondantul care îl fac eu cu marshmallow. Ia uitați, steluțe. Și putem decora pe deasupra ciocolată sau putem lăsa pur și simplu așa, cu aceste forme am tăiat. Ia uitați. Nu știu dacă se vede. Cu aceste forme. Doar cu partea din interior sau steluța. Și eu iau o steluță, o întorc puțin, așa. Cu pensionajul pot să umezesc puțin, puțin, puțin cu apă în interior. Și am să pun câteva bombonele colorate ca să decorăm. Am să pun și una roșie. Și o să așezăm așa aici. Și le putem decora. Așa. Aici eu am aceste coșulețe de hârtie. Și am să le pun în interior. Alte una. Așa. Am să le iau și am să le așez una câte una. Ia uitați așa. Și le punem. Vedeți? Așa. Eu l-am decorat, m-am jucat puțin și am decorat și cu bombonele, dar le puteți lăsa pur și simplu așa. Ia uitați, decorate cum sunt.
bombonele. Le pune sunt foarte, foarte bune și se fac foarte, foarte ușor. Acestea sunt bomboanele noastre. Bomboane. Uitați ce frumoase. Eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Sunt foarte, foarte bune. Sper să le încercați. Toate ingredientele le-am spus la începutul acestui video. Pentru ambele bomboane. Vă pup dulce pe toți. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă doresc o seară frumoasă tuturor. Bombonele. Ia uitați-le. Ce frumoase sunt. Frumoase și bune. Ia uitați. Bombonele. Vă doresc multă sănătate, vă pup dulce, la revedere, o seară frumoasă.